Videocapsula endoscopică este una din cele mai noi și moderne tehnici de examinare a tubului digestiv. Are cam 25 de mm lungime și în jur de 3-4 grame. Capsulă care este înghițită cu puțină apă, ca orice alt medicament. Pe parcursul străbaterii tubului digestiv, videocapsula înregistrează mii de imagini, între 2 și 35 de imagini pe secundă, care sunt captate de niște senzori aplicați pe abdomenul pacientului, conectați la un aparat de stocare a acestor imagini. Ea nu are riscurile de iradiere pe care le au anumite metode imagistice, cum ar fi radiologia sau tomografia computerizată, și este acceptată cu ușurință și de pacienții mai rușinoși, mai pudici, pentru care, de exemplu, colonoscopia este de neconceput. Mai mult, videocapsula pentru intestin subțire permite medicilor vizualizarea unui segment digestiv foarte greu accesibil prin metodele endoscopice obișnuite. Singurul lui dezavantaj este faptul că, spre deosebire de colonoscopie, nu poate să preleveze biopsii videocapsula, care uneori ne sunt necesare. Durata investigației depinde și de tipul de videocapsulă despre care vorbim, pentru că, nu v-am precizat, există 3 tipuri de videocapsulă: de esofag, de intestin subțire și de colon. Denumirea se referă mai degrabă la anumite particularități pe care le are fiecare tip de videocapsulă pentru a explora optim respectivul segment de intestin. De exemplu, videocapsula pentru esofag are investigația, în acest caz, durează foarte puțin, durează în jur de 30 de minute. Cea de intestin subțire durează în medie 4-5 ore, cea de intestin gros, de colon, poate să ajungă cam până la 8 ore de înregistrat.